Și binecuvânt în numele Domnului și în această dimineață, prima duminică a lunii septembrie, o duminică binecuvântată, o duminică specială pentru noi, o duminică în care, iată, din nou putem să stăm împreună, pe de-o parte împreună în sensul de serviciu divin, dar împreună și prin această lucrare deosebită, și anume împărtășirea din trupul și sângele Domnului. O lucrare cu totul și cu totul deosebit, o lucrare care ne apropie tot mai mult de Domnul și chiar dacă din punct de vedere fizic noi nu suntem împreună, am de încredințare că și prin această împărtășire, din punct de vedere spiritual, suntem mai aproape unii de alții și ne zidim, ne edificăm spiritual și cred că vom găsi resurse necesare pentru a depăși orice situație, orice impediment, orice ceea ce s-a adus, mai ales în această perioadă de COVID-19. De aceea ne rugăm în continuare unii pentru alții și credem că Dumnezeu va aduce și vremurile acelea în care din nou vom putea să fim aici și să Slujim onorând și binecuvântând numele Domnului. Dragii mei, cei care ați urmărit și programul nostru de joi seara, am anunțat că aș dori cu ajutorul Domnului ca mesajul din această dimineață să fie o continuare a mesajului din 2 august. 2 august a fost iarăși prima duminică a lunii august și atunci am sărbat din nou cina Domnului și mesajul pe care l-am adus atunci înaintea bisericii l-am intitulat Harul felurit de la cina Domnului. Și am prezentat înaintea dumneavoastră mai multe haruri, din harurile acestea felurite, și am vorbit atunci despre harul părtășiei, despre harul închinării, recunoștinței, a mulțumirii, despre harul înțelegerii sau a revelației și despre harul substituției, finalizând mesajul cu cel de-al cincelea har pe care l-am desprins, citeam atunci Evanghelia după Luca, din capitolul 22, pasajul legat de instituirea cinei Domnului, și finalizam mesajul de atunci cu harul noului legământ. Spuneam că în dimineața aceasta aș vrea să continuăm și să ne uităm la noul legământ și, în mod deosebit, aș vrea să scot în evidență faptul că noul legământ este mai bun decât vechiul legământ. Noul legământ este superior, aș putea spune, uitându-mă, bineînțeles, și la Revelația pe care o am în Cuvântul lui Dumnezeu: este superior vechiului legământ. Textul de bază este Evrei, capitolul 8, cele 13 versete care alcătuiesc acest capitol. Și Cuvântul Domnului spune astfel. Evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt, al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus, dacă ar fi pe pământ, nici nu n-ar mai, mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul celui ce ți-a fost arătat pe munte. Dar acum... Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a mai păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și vără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Dragii mei, întreaga epistolă către evrei, eu am citit doar capitolul 8, dar întreaga epistolă către evrei Scoate în evidență în mod deosebit o idee. Dacă veți uita de la capitolul 1 și mergând în continuare analizând această epistolă, în cele 13 capitole pe care le are, veți vedea că ideea de bază care este desprinsă este aceasta: mai bun sau superior. Și doar câteva exemple vreau să vă dau. În capitolul 1 ni se vorbește despre Revelație. Spune că Dumnezeu a vorbit Israelului prin proroci, prin fel și fel de manifestări, dar zice, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Fiul este superior oricărei forme de Revelație care până atunci a avut-o Dumnezeu față de poporul Său. Apoi, Fiul este superior ca și căpetenie, o căpetenie mai bună. În capitolul 3 ni se vorbește de Moise, în capitolul 4 de Josua, în capitolul 5, 6 și 7 de Aron, primul mare preot al Israelului și ni se spune totul este mai bun în Isus Hristos. Isus Hristos este superior lui Moise, Isus Hristos este superior lui Josua, Isus Hristos este superior lui Aron și preoția lui Isus Hristos este superioară preoției levitice sau preoției aronice. Apoi în capitolul 8 pe care l-am citit, ni se vorbește despre un legământ mai bun, capitolul 9 o jerfă mai bună, capitolul 10 o închinare mai bună, iar capitolul 11 o patrie mai bună. Totul este mai bun în Isus Hristos. Asta este ideea care în mod deosebit Apostolul Pavel, scriitorul pe care Duhul Sfânt l-a folosit în editarea, în redactarea acestei epistole, asta este ideea pe care o scoate în evidență în această dimineață, pentru că suntem la sărbătoarea aceasta a Cinei Domnului. Bineînțeles, ne vom ocupa de capitolul 8 și de alte pasaje care ne vor ajuta să înțelegem de ce legământul cel nou sau nou legământ este mai bun decât vechiul legământ. Frați și surori, pentru a înțelege poate mai bine lucrurile acestea, cred că este important să Privim în primul rând la ceea ce este un legământ sau ceea ce ne spune scriptura despre legământ, iar apoi să ne uităm la această superioritate a noului legământ raportat la vechiul legământ. Scriptura ne vorbește despre opt legăminte, opt legăminte biblice, aici vorbim de legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat. Nu vorbim de legămintele pe care noi le închem da? Spune Scriptura, zice, strângeți-mi pe toți credincioșii mei care au făcut legământ cu mine. Noi nu vorbim de legământul pe care noi îl facem cu Domnul. Nu vorbim nici de legămintele în mesajul din această dimineață, nici de legămintele care le facem noi între noi. Căsătoria este un legământ pe care îl facem noi între noi și spune în cartea Maleahi, că Domnul este supărat, este mânios da? pe faptul că nu mai suntem credincioși legământului făcut cu soția noastră. Scoția în evidență situația care era în vremea profetului Maleahii, ultimul proroc al Vechiului Testament. Eu nu vorbesc în această dimineață nici de legământul acesta pe care noi îl închem, nici de legământul pe care le închem între noi, ci vorbesc de legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul istoriei, fie le-a făcut cu o persoană, fie că le-a făcut cu o națiune, fie că le-a le le făcut cu o familie, vom vedea lucrul acesta. Sunt în scriptură pe lângă sunt cele opt legăminte, dar ele sunt împărțite în două categorii. Sunt legăminte condiționate și legăminte necondiționate. care e diferența? Legământul condiționat vine și spune în felul următor. Eu fac, ca și Dumnezeu, în măsura în care și tu faci. Câtă vreme tu îți împlinești partea ta și ceea ce trebuie tu să faci și eu mă angajez să îmi împlinesc toată partea pe care am promis că o fac. Pentru că legământul, la urma urmei, este o înțelegere sau o convenție între două părți. Legămintele necondiționate, foarte interesant lucrul acesta, legămintele necondiționate sunt legămintele în care Dumnezeu spune în felul următor, eu fac și dacă tu nu faci. Pare paradoxală, paradoxal modul acesta de gândire a lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu și ne spune, uite eu fac un legământ cu tine, legământ înseamnă un angajament solemn, înseamnă o hotărâre suverană a lui Dumnezeu, prin care el stabilește o relație, stabilește și termenii relației respective și vine Dumnezeu și ne spune, uite, eu fac într-un legământ necondiționat, chiar dacă tu nu-ți faci partea pe care tu trebuie să o faci. Și am să vă spun ceva, din cele opt legăminte pe care le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, doar două sunt condiționate. Și șase legăminte sunt necondiționate. Cei cu care Dumnezeu a încheiat legământ de-a lungul istoriei nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu și Dumnezeu totuși n-a rămas dator. Israelul n-a fost credincios vechiului legământ. Tocmai de aceea Dumnezeu vine și spune, putea să spună, ratific tot, nu mă mai interesează. Gata, din momentul acela anulez orice legământ. Dar Dumnezeu spune, nu, fac un legământ nou, mai bun. Putea Dumnezeu să abandoneze absolut totul și era dreptul lui suveran. Dar Dumnezeu vine și spune: Nu, fac un alt legământ, un legământ mult mai bun decât legământul pe care l-am făcut cu voi. De aceea e important să înțelegem aspectul acesta, pentru că și legământul cel nou se încadrează într-un legământ necondiționat. Într-un legământ în care Dumnezeu se angajează solemn și duce la bun sfârșit lucrarea aceasta. Care sunt legămintele? Doar am să le prezint înaintea dumneavoastră. Poate ar putea să fie odată un studiu la care să ne uităm și să învățăm aspecte, pentru că fiecare legământ are câteva aspecte foarte importante. Primul este legământul edenic, încheiat cu Adam, Geneza, capitolul 1 și 2. Al doilea este legământul adamic, făcut cu familia căzută, Geneza capitolul 3, un legământ în care apare și profeția, prima profeție mesianică, Geneza 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, ea ți va zdrobi, tu îi vei zdrobi călcâiul, iar va zdrobi capul, este prima profeție mesianică din șirul lungi de profeții mesianice din Scriptură. Apoi legământul cu Noe, în Geneza capitolul 9, după Potop, iar cel de-al patru legământ, și interesant, în Cartea Geneza avem patru legăminte, spuneam Edenic, Adamic, legământul cu Noe, și apare și legământul Avraamic. De aici deja începe istoria poporului Israel. Geneza capitolul 12, Geneza capitolul 15, legământul avramic încheiat cu Avram, atât în ceea ce privește poporul fizic care va ieși din Avram, dar cât și poporul spiritual, Israelul spiritual. Apoi, legământul mozaic încheiat cu poporul Israel, numit și vechiul legământ, întotdeauna când Scriptura spune nou legământ, se raportează la vechiul legământ care este legământul mozaic de la muntele Sinai. Legământul palestinian din cartea Deuteronom, legământul făcut cu generația Canaanului, cu cei care urmau să intre în țara promisă, legământul Davidic încheiat cu David și descendenții lui, cu promisiunea că întotdeauna pe tronul Israelului, la Ierusalim, va sta un descendent din semința, din casa lui David, și legământul cel nou, cel de-al optelea legământ, în Ieremia, în capitolul 31, și vreau să vă citesc versetul 31 până la versetul 34. Ieremia 31. Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului legământ pe care l-au încălcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ar fi putut să abandoneze totul. Și totuși Dumnezeu se angajează într-un legământ necondiționat. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Amin. Acesta este legământul cel nou la care noi ne raportăm și la care ne uităm cel mai mult. Iar încă un lucru pe care aș vrea să-l spun despre legăminte, frați și surori, trei legăminte se vor împlini într-un mod plenar, într-un mod total. Legământul avramic, atunci Israelul va intra de plin în ceea ce privește promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, pentru că promisiunea făcută lui Avram nu este legată doar de o, de o națiune, un popor, ci este legată și de un teritoriu. Niciodată Israelul n-a dobândit. Iar ceea ce cred că se întâmplă astăzi, să știți că suntem undeva la apusul istoriei. Eu nu sunt neapărat un interpret al politicii, al profetologiei, dar m-am uitat cu atenție la ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme: a faptului că există un acord. Cine s-ar fi gândit vreodată? Că Emiratele Arabe Unite vor face un tratat de pace cu Israelul. Vă rog, gândiți-vă la lucrul acesta. Suntem undeva la finalul, la apusul istoriei. Toate acestea, și COVID-19, e un semnal pe care Dumnezeu îl trage în special în dreptul Bisericii. Iată cum parcă lucrurile toate converg într-o anumită direcție. M-am uitat la traseul primului avion care a plecat de la compania El Al, Dumnezeul Înălțimilor sau Dumnezeul cel Înalt, asta înseamnă El Al, compania israeliană cea mai puternică, cum străbate toată Arabia Saudită și aterizează efectiv la, în, în Emiratele Arabe Unite. Știți peste ce a trecut, în momentul în care avionul El Alului a trecut peste Arabia Saudită, peste Mecca și peste Medina cele două orașe emblematice pentru musulmani. Să treacă un avion israelian peste Mecca și peste Medina. Pare parcă greu de acceptat. Și totuși, să știți, Dumnezeu controlează și conduce istoria. Legământul avramic făcut cu Avram nu s-a împlinit plenar, va veni o zi în mileniu atunci când Israelul va controla teritoriile acelea pentru că gura Domnului a vorbit și totul se va împlini cu o precizie matematică. Apoi, legământul Davidic nu s-a împlinit încă, pentru că pe tronul lui Israel trebuie să stea Isus Hristos. Și îl vor recunoaște ca Mesia și atunci se va împlini și Ezechiel, 37 cu 14, când vor învia nu doar ca națiune, ci vor învia și din punct de vedere spiritual. Și atunci se va împlini plenar și legământul cel nou. Pentru că legământul cel nou nu este încheiat doar cu biserica, doar cu națiunile care nu aveau parte de legămintele anterioare. Și legământul cel nou este încheiat, așa cum spune Scriptura, cu Israel și cu casa lui Iuda. Și atunci, efectiv, și ei vor fi în legământul acesta și vor, se va împlini plenar și acest legământ. Frații și surori, Spune în Evrei, în capitolul 8, că legământul cel nou sau nou legământ este mai bun decât vechiul legământ. Încă o dată fac această referință. Când vorbește de legământul vechi sau de vechiul legământ, vorbește de legământul mozaic. Nu vorbește nici de legământul avraamic, nu vorbește nici de legământul davidic, nici de legământul palestinian. Nu! Deși legământul palestinian este o continuare a legământului mozaic, cu adăugarea capitolelor 28 din, din Cartea Deuteronom, promisiunile de binecuvântare sau blestem, în funcție de uh, felul în care Israelul se achită de tot ceea ce scrie în legământul mozaic. Dar, în special, când vorbim de legământul cel vechi, vorbim de legământul mozaic făcut la Muntele Sinai. Există și două imagini în Scriptură, nu am să mai zăbovesc asupra lor, dar am să vă rog să vă uitați dumneavoastră la ele. Două imagini în Scriptură, în Galateni, în capitolul 4, o paralelă foarte frumoasă între muntele Sinai și Ierusalim, muntele Golgota, și felul în care muntele Golgota, Ierusalimul, este superior muntelui Sinai. Apoi, în Evrei, în capitolul 12, de la versetul 18 până la versetul 24, iarăși este această imagine, muntele Sinai de care nu te puteai apropia și muntele Domnului de care te poți apropia. Interesant! De muntele Sinai, orice dobitoc ar fi fost nimicit dintr-o dată, pe când de muntele Golgota, cine se apropie, este binecuvântat și are parte de binecuvântare. Mă rog, Vă rog, uitați-vă dumneavoastră la cele două pasaje, spuneam Galaten, capitolul 4 și Evrei, capitolul 12, și veți vedea imaginea aceasta atât de frumoasă a superiorității, a faptului că legământul cel nou este mai bun decât legământul cel vechi. Și întrebarea care se pune, cu aceasta am început mesajul din această dimineață, întrebarea care se pune, de ce? De ce nou legământ mai bun decât vechiul legământ? O primă subliniere, în Evrei, aici în capitolul 8, prima parte a versetului 6, pentru că noul legământ are un mijlocitor mai bun decât mijlocitorul vechiului legământ. Când vorbesc de mijlocitor, și vă rog uitați-vă cu atenție, când vorbim de mijlocitor, nu vorbim neapărat numai de o persoană, am să mă refer și la lucrul acesta, ci vorbim și de o lucrare, pentru că nu doar o persoană era implicată în ceea ce înseamnă noul legământ. Și nu face noul legământ și vechiul legământ o paralelă sau nu vine apostolul Pavel să facă o paralelă între două personaje. Oricât de diferență mare ar fi între ele. Și vorbește și despre o lucrare, și am să mă explic imediat. În primul rând, mijlocitorul noului legământ ca persoană este superior mijlocitorului no vechiului legământ. Vechiul legământ a fost încheiat prin Moise. Și Moise a fost o figură emblematică pentru Israel, eliberatorul Israelului. Orice evreu se raporta la Moise, se raporta la lege, se raporta la lucrarea pe care Moise a făcut-o, și pentru evrei, Moise rămâne un stâlp al societății, un stâlp al uh, comunității evreiești. Dar vorbește Scriptura și spune: Moise, și vreau să vă citesc tot în Evrei, în capitolul 3, vă rog, uitați-vă: Evrei, capitolul 3, versetul 3, spune. Căci el, Isus Hristos, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Versetul 5. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucruri care aveau să fie vestite mai târziu. Versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Frați și surori, între Moise și Hristos nu putem să punem neapărat un semn de egalitate. Moise a fost rob, a fost slujitorul lui Dumnezeu și a făcut bine lucrarea pe care a trebuit să o facă, dar Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și oricât de mult a vrea să pune un semn de egalitate între cei doi, N-avem cum, Scriptura să face această diferență și noi trebuie să facem această diferență. Legământul cel nou are un mijlocitor în persoana Domnului Isus Hristos, mai bună, superioară lui Moise din toate punctele de vedere. Ba mai mult, lucrarea care a stat la baza vechiului legământ a fost una, iar lucrarea care stă la baza noului legământ, ca mijlocire, este o lucrare superioară celei din Vechiul Testament. Dacă citeam și Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 18, am fi înțeles mai bine, dar am să o citesc de la versetul 22. Evrei 12, de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului din Ierusalim, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și vă rog rețineți, și de sângele stropirii. Deci nu mi-l prezinte doar pe Iisus ca mijlocitor între, un, între Dumnezeu și oameni. Când vorbim de mijlocitor, vorbim de un intermediar între Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu și oameni. Toată lumea recunoaște, toți trebuie să recunoaștem că nu ne apropiem și nu putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu cu starea noastră. Avem nevoie de intermediar, avem nevoie de un mijlocitor. Ei vine versetul 24 și spune următor. V-ați apropiat de Isus, mijlocitorul legământului celui nou și v-ați apropiat de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele vorbește? În contextul mijlocirii, da, în contextul intermedierii între Dumnezeu și mine, da, sângele vorbește. În momentul în care s-a așezat vechiul legământ, a fost sânge. A fost sânge și spune Scriptura, și am să vă citesc lucrul acesta, Evrei, capitolul 9, de la versetul 18, spune așa, De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. În adevăr, Moise, intermediarul, după ce a rostit înaintea întregului noroc toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi. Cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Ce a zis? Acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Dragii, Surori! dragii mei ascultători, E mare diferență între sângele țapilor, a vițeilor, animalelor care au fost sacrificate și apoi sângele s-a folosit pentru stropirea și pentru ratificarea. Haideți să folosesc expresia aceasta, o expresie poate mai nouă, dar ratificare sau așezarea vechiului legământ. Și sângele Domnului nostru Isus Hristos care este baza noului legământ. Ori de câte ori și în dimineața aceasta vom face lucrul acesta. Noi, cei care suntem aici în sala de închinare a bisericii, dumneavoastră cei care sunteți acasă și uh, v-ați pregătit pentru momentul acesta, vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care în cele trei zile în care am fost la biroul bisericii ați venit cu dorința sinceră de a sta în prezența Domnului, de a vă apropia prin trupul și sângele Domnului de Domnul. Ori de câte ori luăm paharul în mână cu rodul viței pe care l-am sfințit prin rugăciune și binecuvântarea pe care Domnul a dat-o, noi nu facem nimic Altceva decât să pomenim sângele Domnului, sângele legământului celui nou, care este superior. Haideți să folosești expresia aceasta: este net superior sângelui Vechiului Testament sau sângelui Vechiului Legământ. Spune Scriptura și vreau să vă citesc: Evrei, capitolul 9, spune versetul 11 în felul următor: Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de mână, adică nu-i din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de vicei, ci cu însă sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și aducea curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jerfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Versetul 15. Și tocmai de aceea, el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capite veșnica moștenire care le-a fost păgăduită, Binecumvântat să fie numele Domnului. Legământul nou, mai bun decât legământul cel vechi, datorită mijlocitorului. Și când vorbim de mijlocitor, vorbim de o persoană, Iisus Hristos Domnul, și când vorbim de o lucrare, ca mijlocire, vorbim de sângele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. În dimineața aceasta, toți de la Filadelfia, care ne vom împărtăși, ne vom împărtăși nu cu rodul viței, ci ne vom împărtăși cu sângele. Domnului Isus Hristos. Și este sângele stropirii care vorbește și este sângele care sfințește, ne consacră și ne pune deoparte pentru Domnul. Suntem în legământ și ori de câte ori ne-am împărtășit, am rămas în legământ, am ratificat legământul acela, am apreciat. Asta înseamnă și cina Domnului, să apreciez lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu pe tot să ne binecuvânteze. Doi, de ce este mai bun nou legământ decât vechiul legământ? Pentru că așa cum spune aici versetul 8, revin la el, capitolul 8, versetul 6, spune în felul următor. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun. De ce? Deci este așezat pe făgăduințe mai bune. Interesant. Ceea ce face din nou legământ, un legământ superior vechiului legământ, sunt însăși promisiunile, sunt însăși legămintele. Frașii și surori, vechiul legământ avea un caracter exclusiv. Repet, Vechiul Legământ avea un caracter exclusiv. Se referea doar la poporul Israel. N-aș vrea să confundăm și mie îmi pare rău de anumite grupări zise creștine care se uită mai mult la legea Vechiului Testament decât la legea lui Hristos. Decât la lucrarea lui Hristos. E mai importantă, eu nu știu ce literă de lege din Legământul Mozaic decât literea legii săpată în inima noastră prin Duhul Sfânt și realizată la Golgota prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Dar trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Legământul cel n-a fost încheiat cu biserica. Legământul cel vechi n-are de-a face cu eclesia, cu sfinții lui Dumnezeu de pretutinde. Nu! Legământul cel vechi este un legământ încheiat special cu poporul Israel. Exod, capitolul 19, ne vorbește foarte clar, începând cu versetul 3, spune astfel, Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l a chemat pe munte și i-a zis, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Versetul 5, acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Discuția și promisiunea este legată, mai mult uitați-vă în alte pasaje ale scripturii și veți vedea și Roman, capitolul 9, ni se spune că ei au prioritate, întâietate, dacă vreți și o exclusivitate, având în vedere că ei au darea legii și au legămintele, spune scriptura. Vechiul legământ sau legământul cel vechi este un legământ exclusiv, special pentru Israel. Noul legământ are un caracter universal toți cei care cred în Isus Hristos și acceptă jertfa Domnului, intră în legământul acesta. Am să vă citesc un text din Efesen, din capitolul 2, Efesen, capitolul 2, începând cu versetul 11, spune așa. De aceea, voi, neamurile, care erați neamuri din naștere, numiți neteiați împrejur de aceia care se cheamă tăiați împrejur, și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte cum erau neamurile. În vremea aceea, unul era fără Hristos, adică fără mântuire, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței. Legământul cel nou mai bun datorită făgăduințelor. Așezat pe făgăduințe mai bune, da? Spune, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Versetul 13. Dar acum, în Hristos Iisus. Totul se schimbă, totul capătă o altă dimensiune, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos și spun și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, noul legământ mai bun decât vechiul legământ, pentru că este așezat pe făcătuințe mai bune. Vechiul legământ promitea o patrie pământească și evrei au primit-o, dar niciodată de plin așa cum a fost promisă. Noul legământ promite o patrie cerească, este superioară. Patria cerească e diferită din toate punctele de vedere de o patrie pământească. Vechiul legământ promitea o dihnă terestră. Israelul a intrat într-o odihnă plecând din robia egipteană. Noul legământ, o dihnă sufletească. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da o dihnă sufletelor voastre. <coughs> Iar vechiul legământ promitea o viață trecătoare. Vă citesc din Deuteronom un verset foarte interesant, l-am găsit când pregăteam subiectul din dimineața aceasta. Deuteronom, capitolul 6, versetul 24. Deuteronom 6, cu 24. Cuvântul Domnului spune astfel. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi ca să ne teme de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață. Se referă la o viață terestră. Știți care este promisiunea, făgăduința noului legământ? Făgăduința noului legământ este viață veșnică. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 25. 1 Ioan 2 cu 25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta. Viața. Veșnică. Oricât de mult am încercat să facem o paralelă între o patrie pământească și o patrie cerească, între o dihnă trupească și o dihnă sufletească, între o viață trecătoare și o viață veșnică, nu putem să punem egal. Toate sunt superioare și toate sunt promise în nou legământ pe care Domnul l-a încheiat noi cu toți. <coughs> și al treilea lucru pe care aș vrea să-l mai prezint înainte de noastră. De ce este mai bun noul legământ decât vechiul legământ? Pentru că are efecte sau rezultate mai bune. Versetul 7, Evrei, capitolul 8. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, vă rog rețineți expresia aceasta, fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. La și surori, m-am tot gândit la expresia aceasta, fără cusur sau cusur. Știți ce înseamnă cusur? Imperfecțiune. Acum noi când vorbim de Dumnezeu, vorbim de perfecțiune. A fost în vechiul legământ o imperfecțiune, cusur, pentru că așa spune Scriptura. Legământul din tâi a avut un cusur, a avut o imperfecțiune. Oare la ce se referă apostolul când vorbește despre imperfecțiunea în Vechiul Testament? și am vechiul legământ și vine și spune, nou legământ este fără cusur, pentru că dacă și asta e cu cusur, înseamnă că e degeaba. Înseamnă că avem parte de încă un legământ care nu e mai bun decât vechiul, dar noi venim și spune nou legământ este net superior vechiului legământ, pentru că vechiul legământ avea cusur, avea imperfecțiune. Frați și surori, ni se spune în Evrei, în capitolul 10, începând cu versetul 1, că tot ritualul acela de la templu, toată legea aceea care era reglementată după vechiul legământ, n-aducea niciodată de săvârșire. Ba mai mult, dați-mi voie să vă citesc versetul, haideți să citesc de la vers, capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jerfe, care se aduc neîncetat, vă rog rețineți, neîncetat, an de an, an de an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să vină încă o dată. Deci vă rog rețineți, an de an veneau cu jerfe înaintea lui Dumnezeu, an de an, râuri de sânge curgea, interesant, râurile acelea de sânge care curgeau, unul, nu putea să facă pe nimeni desăvârșit, doi, nu erau capabile să șteargă vreodată păcatele, extraordinar cu surul vechiului legământ, era imposibilitatea de săvârșirii în relația cu Dumnezeu. Imposibilitatea de a avea acces cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Asta ne spune Scriptura, versetul 3. Dar aducerea aminte a păcatelor este noită din an în an tocmai prin jerfe. interesant. Omul vine cu, 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 cu jerfa și jerfa îi aduce aminte că e păcătos. Că dacă nu era păcătos, nu aducea. În loc ca jerfa să-i dea liniște sufletească, jerfa îl turbura tot mai mult pentru că spunea ești un păcătos. Și versetul 4. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Vechiul legământ nu putea să facă lucrul acesta și ăsta este cusurul. Ăsta este cusurul. Știți ce spune David în rugăciunea lui din psalmul 32? Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatele, sau cu păcatul acope, nu șters, e diferență. Sângele lui Isus Hristos ne curățește. O, oh, ce diferență între un păcat acoperit și un păcat șters care dispare pentru totdeauna. Când Domnul ia buretele lui, păcatul îi șters complet. Nou legământ nu mai are cu surul acesta. Pentru că sângele Domnului Isus Hristos și mijlocirea lui este superioară sângelui Vechiului Testament și a mijlocitorului Moise. Tocmai de aceea trebuia eliminat și adus altul ratificat cu un sânge superior sângelui Vechiului Testament. În Noul Testament, în Noul Legământ, Evrei, capitolul 10, ni se spune că sângele Domnului Isus Hristos curățește, desăvârșește și ne dă dreptul să ne apropiem tot mai mult de Domnul. Am pregătit acum pentru finalul mesajului și apoi vom trece să Cântăm împreună cu frații și să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Dar am pregătit un PowerPoint care aș vrea să-l urmăriți. E o paralelă între vechiul legământ și noul legământ. Vă rog, uitați-vă cu atenție la toate aceste uh, prezentări: care, care sunt. Nu știu dacă se poate afișa și în biserică, dar. Uh, Dumneavoastră cu siguranță le puteți vedea în momentul acesta. Sunt câteva pe care le-am găsit, le-am extras pentru dumneavoastră și aș vrea să vă uitați cu atenție la ele. De ce nou legământ este superior vechiului legământ? Și ce aș vrea să realizăm în urma vizualizării acestor PowerPoint-uri? Frați și surori, ori de câte ori vom sta la masă, ori de câte ori am sta la masă și ori de câte ori vom sta la masă în continuare. Nu știu cum va fi, nu știu ce va fi în luna octombrie, am sperat că poate luna septembrie vom fi împreună cu biserica, nu s-a realizat. Dar știu un lucru și am această deplină încredințare, că ori de câte ori vom sta aici la masă cu Domnul, ne vom aduce aminte că noi suntem în nou legământ, care este superior vechiului legământ, nu doar din PowerPoint-ul acesta rezultă lucrul acesta, ci din lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Și nu uitați! Noul legământ mai bun datorită mijlocitorului, nou legământ mai bun datorită făgăduințelor și nou legământ mai bun datorită efectelor. Desăvârșire și iertare de păcate pentru a sta în prezența lui Dumnezeu. Curățit în al lui sânge și crezând în jertfa lui, mă apropii fără teamă. Mă rog, Vă rog, imaginați-vă cum venea un evreu cu câtă teamă se apropia marele preot când trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, era cu tremurat când intra în prezența lui Dumnezeu. Curățit la lui sânge, mă apropii fără teamă de prea Sfântul Dumnezeu.